Băcăoane ar putea plăti cele mai mari taxe și impozite din țară. Ieri a avut loc o ședință în care a fost aprobat un proiect care prevede creșteri importante la dările anuale pe care locuitorii orașului Băcău trebuie să le plătească. Scandalul din Consiliul Local a durat mai bine de trei ore, timp în care toți consilierii și-au exprimat dezacordul față de decizia șocantă a primarului. La câteva ore distanță a avut loc o nouă ședință în care din nou a fost votat acest proiect, care prevede că taxele și impozitele băcăoanilor să crească cu 13,8%, adică curata inflației transmisă de Institutul Național de Statistică.